Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soarele, Lună, Venus, ascende, în Nord în Fecioară, etalare pentru perioada 8-8-9-9. Uh, unele lucruri pentru unii dintre voi s-ar putea să înceapă să se manifeste, să le simțiți deja în viața voastră, dar totuși încadrez uh, zilele anterioare acestei etalări. Oh, energia generală pentru fecioare în această perioadă este scribul deocamdată, valetul de, de spade, cu alte cuvinte, nevoia de a comunica. Interesant că la capătul setului de cărți avem și înțeleptul, dar înțeleptul aici are numărul șapte în relații. Unii bani sunteți mai singuratici sau... Sau... Ar trebui să vă înțelepțiți în cazul în care nu sunteți încă în această vibrație. Trebuie să căutați, să învățați, să căutați lumina, să învățați, să căutați parteneri de drum, tovarăși de drum, înțelepți. Lupul, da? Bufnița. Parteneri care vă pot ghida în întuneric și, evident, să, și voi să-i ghidați uneori, da? Că asta înseamnă parteneriat. 10 de, de foc. Pentru mine 10 de foc în Tarot înseamnă un contract, o situație, o relație care ardă, care vă consumă, după cum vedeți și aici, aripile sunt din foc. În sensul că ceva trebuie rupt, ideea este un este un este tor, este ciocanulitor eventual, dar trebuie să rupeți ceva, o relație karmică, o situație karmică ca să mergeți pe această cărare, cărare, da, e cărare, nu e cale. Calea înțelepților e mai degrabă cărare, pentru că sunt puțini care merg pe ea. Majoritatea merg pe autostrada plăcerilor, a confortului și a succesului, da, pământean. Valetul de aer, nevoia de a comunica, eventual pentru că în aceste de cărți scribul, nevoia de a, sau importanța comunicării prin scris, că sunteți mercurien, da? Eventual scriind lucruri înțelepte reușesc să înțelegeți și voi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Hai să mai trag o carte, totuși. Aceasta a venit în timp ce am amestecam încă una pentru energia generală. Ia uite ce frumos înțelepciunea, da? Înțeleptul, înțelep... Ia uite sunteți unii dintre voi, aveți de-a face cu un personaj în semn de foc, eventual, și ori voi, ori ei sunteți un pic de defensiv, trebuie să, să, analizați relația dintre voi, care a trecut prin foarte multe relații, dar a trecut prin foarte multe ca Poate sau nu poate să mai înflorească. Rămâne de văzut. Depinde de voi cum abordați cât de înțelept sunteți în această situație. Și doi de monede. Puteți să fiți voi al, sau alt semn de pământ. Poate e alt semn de pământ, eventual. Sau voi între un semn de pământ și un semn de aer. Iar, variază. Și trecăm peste semne până la urmă. Trebuie să vă centrați, am mai vorbit o despre această carte, trebuie să vă centrați ca să puteți să, să faceți față opțiunilor provocă, provocărilor și potențialelor pe care le puteți genera, le puteți crea în momentul în care alegeți o cale. Am zis că etalarea este pentru perioada 8 8 9 9 da, două portaluri energetice. Dacă vreți să vă conectați la lucrurile de valoare, lucrurile speciale, care uneori ne fac mai singuratici, pentru că în momentul în care atingi un grad de înțelepciune, nu te mai amăgești cu provocările lumești sau cu tentațiile lumești. Ca să puteți alege dintre toate câte aveți, trebuie să scrieți, să faceți acele intenții, dar să scrieți la modul înțelept, nu la modul egoist sau copilăresc sau imatur, vreau un salariu de X bani. Am dat un exemplu, poate un pic cam poeril, da? Vreau să ajung să fiu profesionist, la la la, știți, e o diferență, da? Între a a scrie cu intenție, într-un mod înțelept, sau a scrie, hai să scriu, să mă aflu în treabă. Atunci universul îți dă ce ai scris, dar poate să fie și dacă scrierea ta este ambiguă și darul este neclar. În timp ce am amestecat aceste de cărți, au apărut, uh, uh, au apărut două cărți de aer. Am în negative, cioara și liliacul. Iar sunteți într-o energie negativă, unii dintre voi și trebuie să vă descoperiți acest potențial. Potențialul acesta, această lume colorată este a voastră pe de -o parte și este și lumea nouă. Asta, așa, ca să mai strecor câteva mesaje, este lumea nouă. Acum se separ cele două lumi, lumea pământeană și lumea divină. Câțiva vor fi aleși și, chiar dacă nu vor fi aleși în, în, în timpul vieții, vor avea parte, știți bine, după. Eliberarea de această karmă. Da, de depinde de voi ce vreți, ce cale vreți să manifestați, dar în acest moment sunteți înconjurați de o energie negativă. Eventual nu găsiți soluții, dar soluțiile trebuie să le găsiți prin ce? Căutând lumina, lumina divină, nu orice fel de lumină, înțelepciunea. Înțelepciunea, că a venit și înțeleptul și înțelepciunea, da? singuraticul eventual și înțelepciunea. Și înțelegerea se capătă în singurătate. Da, uneori ne, ne transmis ne suntem inspirați, dar. Noi suntem cei care manifestăm. Nimeni altcineva nu poate să manifeste. Am mai văzut comentarii de genul, mai ales la alegerile la etalările la alegeri, am ales numărul 1 pentru mine și numărul X pentru el. Nu poți să alegi tu pentru altcineva. Nu poți să, faci, să faci tu intențiile pentru altcineva. Nu poți să faci tu manifestare, pentru că manifestarea înseamnă acțiunea ta. Înseamnă să acționezi conform gândurilor tale. Nu poți tu să faci pentru altcineva. Să înțelegi tu legea, le, lecția lui karmică. Da de zic. Depinde de fiecare. Și înțelegerea, lecția este a noastră, ceea ce facem noi este bine făcut. Bine greșit, asta este bine făcut, este făcut și trebuie să suportăm consecințele. Ia uite, semn de pământ, iar. Bursucu, iar un personaj care stă în întuneric Poate că unii dintre voi, în general, Bursucu este timid, dar are un potențial deosebit. Poate nu fi timizi, dar poate sunteți la început de drum în acest sens, în care vă descoperiți noi îndemânări, noi interese. Sau poate cineva vă intimidează, deși încă n-am văzut chestiunea asta la capătul setului de cărți. Mare grijă dacă aveți oameni care se împăunează. Țineți-vă deoparte de vanitatea unor persoane. Da? Hai să mai vedem. Soare, luna, venus, ascendent, nord, nord, în fecioară. August, septembrie, 8, 8, 9, 9, 2021. Odată de două ori. Haide 10. De ce a apărut și aici? Aici este înțelepciunea. Ce este? Ia să zic de trei ori. Înțelepciunea. Cartea 10. 10 poate să fie carieră, dar poate să fie și o familie abundentă, stabilă, tradițională. Aici este înțelepciunea. Ce alegeți? Ce alegeți? Pentru că toate acestea sunt legate de karma acestui pământ. Ce alegeți? Înțelepciunea divină sau banii sau tradițiile sau această familie care stă dintr-un interes, stabilitate, falsa stabilitate pe care o găsim pe pământ, evident, dar cariera, era banii, iar e, aici este provocarea, aici trebuie să faceți intențiile să alegeți eventual. O să pun cartea undeva, pe aici, acum tai setul de cărți. Fecioară, soare, lună, venus, ascendenul, nord, 8, 2021. Marea Preoteasă. frumos lângă Înțelep și Marea Preoteasă îmi place cartea. 3 de băte. Valetul de cupe. Am mai văzut un valet la un moment dat. Turnul. Hm. Și 7 de monede. Hm. Și 6 de cupe. Diavolul. Și 2 de cupe. Analizați. Patru de spade, pentru mine este eremitul varianta mică, mică în sensul arcanelor cărților. Nu e arcanul major, e o carte simplă. Patru de spade. Analizați. Pentru că, în general, în general, fecioarele analizează, da? Decepțiile și cum puteți să vă echilibrați între decepții, să le agățați în cui și să învățați lecția adevărului. Aveți în spate justiția, iar poate să fie un contract, o familie sau un contract la locul de muncă, da? care v-a ținut așa pe loc. Și regele de cupe, eventual să fiți în echilibru între o mare dragoste și o relație karmică, iar poate să varieze pentru unii. V-ați dorit abundență cu cineva, dar v-ați cam păcălit cu șapte de spade într-o direcție. Da, poate iar e căsătorie, poate să fie un contract, acel mare preot. Acum, vreau să și amestec, să și clarific. Ați primit doar că am zis cărțile, da? Hai să le și clarificăm încă o dată. Și încă o dată, apoi tai cărțile. Ok. Marea preoteasă. Valetul de băte. 8 spade, 3 de băte. 4 de băte. Turnul și puterea două arcane majore, una după alta. Soarele a fost clarificat de șapte de monede. Șase de cupe a fost clarificat de moarte. Of, of, of. Trebuie să alegeți într-o relație mai veche, într-o relație karmică și o relație de suflet. Am pus un pic mai multe cărți. La capătul setului de cărți iar reapare regele de cupe. O dragoste necondiționată. Chiar dacă sunt stagnări într-o direcție, aici este o dragoste necondiționată. Poate să fie și Neptun în pești care să vă inspire într-o nouă direcție spirituală, eventual. Cum ar trebui să aborda situația fecioarelor? Cu Răbdare. este un soi de valet, este un soi de valet. Sunteți... Eu, acest univers pe care l-am văzut și la cioare, este un univers nedezvoltat. Sunteți într-o situație destul de încălcită, care vă ține în această karmă, dar râmă, râmă, viermele de pământ se târăsc, dar prin pământ fac canale, Aici este, descălciți-vă de această karmă ca să poată exploda în, în culori fantastice acest univers, acest potențial al vostru sau, eu știu, da, e cineva care vă manipulează emoțional, rechinul este o energie emoțională negativă. Voi știți, e acest personaj, însă voi aici sunteți în această situație. În continuare, ce am zis că aveți? Aveți un cavaler de băte și marea preoteasă. Este o pasiune pentru cineva sau cineva are o pasiune care este ținută în secret. A voastră sau a lor, da? Este ținută în secret. Și nu știe, din cauza drumului sau distanței care este mai mare sau mai mică, trei de băte, nu știe cum să manifeste, nu știe cum să iasă în aceste gânduri voi sau ei, da? Probabil că așteptarea trebuie să aștepte, trebuie să spere, sau trebuie să vină unul spre celălalt, să veniți unul spre celălalt. Aici este problema în această pasiune, da? E un blocaj mental. În continuare aveți valetul de cupe și patru de de, de bâte. Eventual un copil acasă va aduce bucurie, dacă aveți casă și dacă aveți copii. Poate să mai fie și nevoia cuiva dintr-o relație care ține de casă, din familia voastră, nevoia cuiva de a-și exprima emoțiile sau unul dintre voi, unul dintre voi cei de acasă, din familie, trebuie să vă cere scuze pentru ceva. Pentru ceva. Ceva ce s-a greșit într-o formă sau alta. Ce este foarte interesant este că turnul, vedeți, da? Turnul a fost clarificat de puterea. Și iar este foarte interesant. Ia să pun eu cărțile altfel. Ca să le vedeți mai bine, că nu pot să mișc camera. Iar a fost clarificată o chestie foarte, foarte interesantă. Soarele clarifică șapte de monede. Sunteți în așteptare în legătură sau față de cineva care are marcaș puternic în semn de foc, în mod special Leu. Ori voi vă așteptați și ați obosit, ori ei se simt obosiți. Unul dintre voi este obosit, da? Clar, este o relație între semn de pământ, în general, fecioară și leu se vede clar, nu trebuie să mai inventez, da? Sau să mă las, eu știu, inspirată, da? Chiar este evident, da? Unul dintre voi a obosit. Și de ce zic că a obosit? Pentru că apare turnul, separarea, explozia în această relație în care este o încrâncenare, dorința de putere a cuiva și o spun așa pentru că în continuare diavolul, dragii mei, diavolul a fost clarificat de împărat. În această legătură karmică, în această, aveți o legătură. Și ce înseamnă karma? Karma înseamnă familie, înseamnă contract la locul de muncă, înseamnă familia din care vă trageți. Asta înseamnă karma, da? Nu e suflet pereche. În această relație karmică, există cineva care încearcă să aibă controlul care nu este deschis din punct de vedere emoțional sau chiar dacă, și nu știu, chiar dacă ar fi deschis, este deschis cu scopul de a menține controlul. Și între Diavol și îl vedeți aici, da? Undeva mai departe, între diavol și împărat, da? Personajul karmic, repet, poate să fie și la locul de muncă, dacă nu simțiți că e acasă. Da? Și acest tur și putere este dragul, äh, draga mea fecioară sau dragul meu fecior, soare, lună, venus, ce, ce aveți aici, este o, o relație profundă care trebuie să treacă printr-o. Este o relație de suflet. Este un suflet pereche care vine dintr-o altă viață, vine să vă vindece acest dra această dragoste necondiționată a cuiva sau a voastră față de cineva și această relație sărăcuța trebuie să se transforme, poate trebuie să-i pune scapăt, pentru că văd că etalarea se termină cu doi de spade și doi de cupe, adică blocați acest suflet pereche, dragii mei, blocați sufletul pereche, din păcate -ți. Sau blocați până luați o decizie, măcar. Măcar să luați decizia cea mai înțeleaptă, probabil mai încolo, septembrie-octombrie. Luați o decizie legată de acest suflet pereche 2 și 2, da? De fapt 1 și de fapt 11, nu? Dacă putem să ne jucăm așa și cu simbolurile, că putem, da? Dar după cum vedeți, până se blochează această comunicare, această colaborare, această prietenie. Poate să fie o prietenie, neapărat că vă culcați cu ei, da? Poate să fie o prietenie de suflet, superbă, șase de cupe, doi de cupe. Aici este blocată, vedeți cu ochișorii voștri. Aici iar moartea poate să fie un final necesar ca să se transforme lucrurile. Și de ce este necesar acest final? Pentru că vă luptați în cuplu cu cineva. Aici clar, puterea, dorința de putere, n-am cum să zic altfel, n-am cum să inventez și nici să înflorești și să îndulcesc. Dorința de putere a cuiva, Dorința de puterea cuiva care vă face să explodați voi, ei, unul dintre voi și într-un fel sau altul să se dărâme toată construcția și toată încrâncenarea asta. Din acest motiv, interesant că apare valetul de cupe înainte de acest turn. Poate că cineva încă mai încearcă ceva să-și ceară scuze, dar degeaba. Am senzația că este degeaba. Așa simt. Dacă voi simțiți altceva pentru cei care citiți cărțile și simțiți că rezonează altfel tot ce vedeți pe masă cu viața voastră, sunteți liberi să vă interpretați. Eu acum citesc un simt pentru o anume, un anume colectiv de fecioare și feciori. Da? Este un crâncenare, este o luptă pentru putere. Cineva este obsedat să aibă controlul și se vede aici. Care o fi? Iar se vede cineva obosit. Unul nu vrea să radieze, unul nu vrea să uh, se bucure de viață, celălalt e obosit. Poate prea strălucitor celălalt pentru partener. Uh, nu stau să acuz pe nimeni. Eu citesc cărțile, vă arăt ce cărți au venit la mine. La alții poate să arate alte, alte cărți, da? La mine, da? Etalarea este pe un colectiv. Astea. Se blochează acest suflet pe De-aia zic că este încălcită situația potențialul ăsta care l-am văzut mai devreme este dominat de negativitate. Da, aia poate stați un pic mai retrași. Dar am zis că trebuie în singurătate să vă găsiți înțelepciunea, poate să scrieți. Poate nimeni nu mai puteți să mai vorbiți unii dintre voi, unii, da? Pentru că trebuie să scrieți, să învățați să scrieți ca să manifestați. Iar al doi, doi de monede, să nu uităm și pe acesta, doi de monede, doi de cupe, doi de spade. Moment foarte important în această perioadă, ce alegeți. Și deocamdată blocați, asta e, blocați sufletul pe pentru că el oricum vă va ierta mai devreme sau mai târziu, că tot e dragoste necondiționată, da? Sau, so, eu știu, când se va manifesta, vom trăi și vom vedea. Dar e un blocaj, e o luptă pentru putere. Asta e. Și, fără să am, amel... da, se vede și Berbec, dar se vede și, so și, și zodia leului. Zodia leului, zodia berbecului, în special. Un pic săgetător, dacă ar fi capricorn, iarăși, scorpion, semne de foc, pești, rac, scorpion, iar. Și aer, dar mai puțin aer. Aici este blocajul mental al cuiva. Cum să facă să. Să meargă mai departe, să cum să spere, de fapt e blocajul, poate, dacă voi sunteți în această încrâncenare, sau alții, vedeți voi cine este acest personaj, dacă nu vă simțiți voi, unul dintre voi nu știe cum să spere, nu știe cum să-și transforme mintea, gândurile ca să ajungă în această uh, poziție în care speră, în care poate să comunice, apropo de scrip, da? Deocamdată comunicarea este înscris pentru că. Nu se poate altfel. Trei înseamnă și comunicare, și călătorie, și așteptare, dar și speranță. Greu să speri când ai asemenea blocaj mental, când gândurile și cuvintele altora, mai ales dacă o luptă pentru putere te, te blochează în manifestare, în speranță, în încredere. Aici este. Aici este obsesia cuiva eventual versus obsesia fixajul mental al, al, cuiva versus eliberarea cuiva și dorința de a se de a vedea lucrurile dintr-o nouă perspectivă plină de credință poate un copil să fie la mijloc în această poveste că văd vale de cupe am văzut mai devreme și vale de băte da? un copil în zodia în zodie de foc sau în zodia leului poate să fie și un copil. Da? Și aici este un alt balet, să zic. Da. E, e complicat. Da. cineva manipulează emoțional și mental într-un mod negativ, da? Rechinul, mami, rechinul. Și celălalt e oarecum fricoșat. Cine e aici? Șoarecele, cursul. E o energie destul de speriată. Speriată, ia uitați, la sub soare apare, sub șoricel apare un soi de azi de băte, tot energie de foc. Dar e o situație care irită, da? E o ușoră de furnice, e o situație care implică mai multe persoane, da? Și care irită. Orice mișcare faceți, vină o alți oameni și comentează și atrageți atenția, dar, a zis, poate e mai bine să stați un pic mai pentru unii. Nu știu pentru cine citesc, îmi spuneți voi pentru cine citesc. Dacă nu sunteți voi, o fi persoana cu care sunteți sau în relație sau eu știu cum sunteți, da? O persoană din viața voastră care vine în etalarea voastră ca și energie. Da. Aici este. Și din cauza că aveți această energie foarte dominatoare, poate și cheful de viață. Ca de bute pentru mine înseamnă și chef de, de viață, dorința de a explora. Este ascuns, este ținut în frâu din cauza mentalului și obseselor cuiva. Asta e. Da. da, uite că și tună îndepărtare, apropo de tunete, tună îndepărtare. Poate așteptați pe cineva să vină la drum și nu vine de mult timp și v-ați pierdut speranța. Dar aici este lupta cu gândurile. Am zis, un copil poate acasă, ori să vă aducă bucurie, ori să munciți pentru un copil. Șapte de monede muncește pentru copii, pentru copii să stați în această relație, dar sunteți cam obosiți unii dintre voi. Poate ziua unui copil, din preajma voastră. Dar repet, pentru că și șase de cupe arată doi copii. Deși eu cred că mai degrabă sufletul vostru pereche. E o relație de suflet care trece primar transformări datorită faptului că unul dintre voi este într-o relație karmică foarte toxică. Voi ei aveți pe cineva extrem de toxic și din cauza, voastră, din cauza asta relația voastră moare, renaște, moare, renaște, cine știe de câte ori. Din cauza aceasta, trebuie să stați să vă gândiți ce fac. Aleg ce suflet sau încerc să iau, eu știu, diavolul de coarne, taurul de coarne. Cam greu. Cam greu. Cam asta e. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să ne auzim cu altfel de Nu Numai bine. Papa! Pa.